Finlanda trebuie să solicite aderarea la Alianța Militară NATO fără întârziere, asta au declarat președintele Finlandei și prim-ministrul acestei țări. Aceste declarații reprezintă o schimbare majoră de politică a Finlandei provocată de invadarea Ucrainei de către Rusia. Finlanda, care împarte o graniță de 1300 km și un trecut dificil cu Rusia, și-a intensificat treptat cooperarea cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, de când Rusia a anexat Crimea în 2014. Dar până la invadarea Ucrainei de către Rusia, țara nordică s-a abținut să se alăture NATO pentru a menține relații de prietenie cu vecinul său estic. Finlanda trebuie să solicite fără întârziere aderarea la NATO, au spus acum liderii Finlandei Nini și Marin într-o declarație comună. Viziunea finlandezilor asupra NATO s-a schimbat rapid după ce Rusia a inițiat ceea ce ea numește o operație specială în Ucraina. Dorința cetățenilor finlandezi de aderare la NATO a ajuns la cifre record în ultimele luni. Cel mai mare sondaj arătând că 76% dintre finlandezi sunt pentru și doar 12% împotrivă, în timp ce, înainte de războiul din Ucraina, doar aproximativ 25% erau pentru aderare.